ziua, dragi prieteni! Sunt bucuroasă să vă văd din nou la canalul nostru. Astăzi eu am pregătit o salată foarte, foarte delicioasă și foarte rapidă. În 5 minute nici n-ai ce face. Această salată este făcută cu sfeclă roșie fiartă, prune uscate, miez de nucă. Și vreau să vă spun că mulți dintre voi poate cunoaște această salată, dar care nu, neapărat faceți-o. Cum se apropie acum sărbătorile de iarnă, ea prima se va mânca de pe masă. Dacă vă plac rețetele noastre, abonați-vă la canal, puneți un clas, dați un share, dar nu ne uităm de ce ingrediente avem nevoie și modul de preparare. Sfeclă roșie fiartă, eu am aici 350 de grame și atașat sunt 4 sfecle, 3 mai mari, una mai micuță, 100 de grame miez de nucă, 100 de grame prune uscate, câțiva căței de usturoi, deja după cum iubiți voi usturoiul. Dacă iubiți usturoiul, adăugați mai mult, dar dacă nu, adăugați mai puțin. Și 2-3 linguri de maioneză. Maioneza la mine este vegană. Cum fac eu maioneza vegană, voi lăsa linkul sub acest video. Mai întâi vom da sfecla prin răzătoare, acesta este cel mai greu lucru. Eu am terminat de dat sfecla prin răzătoare, priviți-o cât e de frumușică. Și acum vom pune într-un bol încăpător. După ce am dat sfecla prin răzătoare, tăiem prunele, eu le tai așa în lung, subțire. Iată cam așa. Eu am terminat de tăiat și prunele, le adăugăm și pe ele la sfeclă. Adăugăm și miezul de nucă, priviți cum l-am mărunțit. Adăugăm și usturoiul. Adăugăm puțină sare, asta după gust, și maioneză. Amestecăm totul bine și salata noastră delicioasă este gata. Salata noastră este gata, o aranjăm frumos pe o farfurie. Priviți ce frumusețe avem noi aici, arată foarte bine, dar vă asigur că este și foarte, foarte delicioasă. Arată extraordinar, dar trebuie să facem degustare. Dar iată cum am aranjat-o aici așa în farfurie, arată foarte frumoasă, dar scuză-mă, trebuie să te mâncare. Am să iau așa multă, tare multă mi-e place. N-am cuvinte, este extraordinar și vreau să vă spun că anume miezul de nucă să nu-l formați în blender în făină, dar așa să fie bucăți micuțe, să se simtă în salată. Este extraordinar. Neapărat faceți această rețetă și scrieți în comentarii cum vă pare vouă, pentru că noi cu toată familia o adorăm. Dar noi am ajuns la sfârșitul și acestei rețete. Dacă vă plac rețetele noastre, abonați-vă la canal, puneți like, scrieți comentarii, urmăriți-ne pe pagina de Facebook, pe Instagram, dar eu vă spun pe curând și ne vedem la o nouă rețetă.